Piața cripto trece printr-o corecție, am văzut că BTC-ul a început să se corecteze și el, am văzut că și altcoinurile au început să se corecteze procente semnificative, dominanța bineînțeles că a început să crească din nou, la fel cum s-a întâmplat și în 2020, în noiembrie a scăzut, iar apoi la început de decembrie a început să urce din nou mai semnificativ. Un scenariu care se poate întâmpla din nou acum în 2024, pentru că la fel ca în 2020 era halving year, iar abia anul următor a venit acel altcoin season, adică în 2025 ar trebui să urmeze acel altcoin season, la fel cum s-a întâmplat și în 2021. Apasă butonul de like pentru că ajută foarte mult algoritmul acestui videoclip. Vreau să intrăm pe grafice, să discutăm niște lucruri extrem de importante. Nu uita să intri și în grupul de Telegram care este absolut gratuit. Pe mine o puteți găsi și pe X. Postez destul de des, toate link-urile în descrierea acestui videoclip. Am intrat pe chartul BTC, vedem că este la 93.400 de dolari, este într-un mini uptrend, ok, important e să ne țină 91.500 de dolari aproximativ. În cazul în care pierde acest mini uptrend, un alt suport important este cel de la 89.000 de dolari, 88.000 de dolari aproximativ. În cazul în care pierde și acest suport, următorul suport ar fi aici, la 87.000 de dolari. Eu consider că în cel mai rău caz BTC-ul se corectează până aici în zona asta, după care începe și își revine și depășește chiar și 100.000 de dolari, după care da, poate urma o corecție mai semnificativă. Nu cred că e cazul acum de o corecție majoră, iar da, consider că BTC-ul arată foarte bine în acest moment și că este doar o corecție de moment. Probabil să dureze o zi, două, maxim trei zile, după care să continue din nou urcarea. Dominanța, da, am văzut că a început să crească și aia, intrăm imediat să discutăm și despre dominanță. Dominanța la 59.13% a fost aici mai jos chiar și la 58.48%. Suntem pe weekly, vedem că a pus aici un week, da? Iar acum pare că vrea să se ducă iar către 60.3% unde are o rezistență. Dacă depășește această rezistență de la 60.3%, atunci putem vedea dominanța chiar și mai sus, aici până la 62.2%. Ei bine, de aici mă aștept ca dominanța să aibă parte de slăbiciune și să înceapă să se corecteze și să vină acel altcoin season. Cel mai probabil dominanța o să pună topul până la finalul acestui an, adică în decembrie dominanța să-și găsească topul, iar apoi să urmeze acel altcoin season ușor, ușor. Așa văd lucrurile atunci când vine vorba de BTC.D. Probabil că vă întrebați de ce a scăzut piața cripto, avem aici răspunsul, UK vrea să înceapă să regularizeze piața cripto, iar oamenii, bineînțeles, nu au luat această știre ca un lucru pozitiv și probabil au devenit un pic mai defensivi până când vor apărea noi informații despre această știre. Până în 2026, UK-ul vrea să regularizeze piața cripto. Poate să fie un lucru bun sau poate să fie un lucru rău. Depinde ce informații vom primi în continuare despre această știre. Dacă vom primi în perioada următoare, poate că e doar o știre aruncată, iar aceste măsuri să fie luate începând din 2026. Trebuie să ținem cont că avem întâlnirea Fed peste 22 de zile, iar oamenii acum se poziționează cam 50-50, adică 50% se poziționează la o tăiere de 25 de puncte de bază și aproximativ 50% se poziționează că Jerome nu o să taie deloc rata dobânzii. Consider că Jerome o să taie din nou cu 25 de puncte de bază, iar acest lucru este foarte bullish pentru piața cripto, pentru că vrem tăieri cât mai multe, că în modul ăsta banii devin din ce în ce mai accesibili, iar asset-urile de risc vor începe să performeze mai bine, pentru că se creează această atmosferă favorabilă pieței cripto. Vreau să ne uităm un pic și pe Bitcoin Liquidation Heatmap, să vedem cum sunt poziționați traderii în momentul de față. Ne uităm în partea inferioară. Nu sunt atât de multe poziții long, da? Iar dacă BTC-ul ajunge pe la 90.000 de dolari, ar putea lichida undeva la 30 de milioane de dolari. În schimb, dacă BTC-ul începe să urce, atunci, într-adevăr,
vor fi mult mai mulți traderi lichidați. Ia uitați, avem aici 17 milioane, 47, 46 și aici vedem că avem 54 de milioane. Deci dacă BTC-ul ajunge în jur de 100 de milioane de dolari, aproximativ 4-500 de milioane de dolari vor fi lichidate din piață. Pentru că majoritatea traderilor acum sunt poziționați short. Ne uităm un pic și pe CryptoBubble să vedem că într-adevăr este dezastru pe piața de altcoinuri. Sand a scăzut minus 20%, Mana minus 13%, avem și SEI aici, vedem că a crescut plus 7%, Phantom la fel a crescut plus 7%, cred că sunt cam singurele care au crescut și SUI plus 4%. Într-adevăr, nu arată atât de bine, dar uitați că totuși avem și câțiva câștigători în ziua de astăzi. SEI cred că nu mai durează mult, v-am zis, când o să treacă chiar și de 0.8. Probabil că săptămâna viitoare, dacă piața o să evolueze într-o notă pozitivă, o să vedem SEI chiar și peste 80 de cenți, de ce nu, poate chiar și la un dolar. Știu că în momentul de față e foarte mare nebunie în tot ceea ce se întâmplă în România atunci când vine vorba de alegeri, iar oamenii nu sunt chiar atât de interesați de partea asta de investiții, nu sunt interesați de partea asta de criptomonede, acum tot focusul este către alegeri. Prefer să nu vorbesc despre alegerile prezidențiale, să nu vorbesc ce se întâmplă în detaliu și pur și simplu vreau să precizez acest lucru, că da, oamenii sunt haosați și sunt un pic nedumeriți de tot ceea ce se întâmplă în România atunci când vine vorba de alegerile prezidențiale. Ăsta a fost episodul de astăzi, nu vreau să vă rețin foarte mult. Nu uitați să apeși butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Pe mine o puteți găsi și pe grup care este 100% gratuit. Toate linkurile în descrierea acestui videoclip. Până data viitoare, eu am fost Ciprian, aveți grijă de voi!